Ești fumător sau ai alt viciu care ți-ar putea distruge viața? Te simți slăbit, iar performanțele intelectuale îl lasă de dorit? Toate se pot rezolva. Află cum! Primul invitat de astăzi este domnul Simion Oșan, hipnotist. Bună ziua și bine v-am găsit! Să mă bucur că m-ați invitat în emisiunea noastră. Ce este de fapt hipnoza? Hipnoza este relaxarea vocii critice din mintea noastră pentru a ajunge cu ușurință la subconștientul nostru și la banca noastră de memorii care ne afectează sau ne conduc în viața de zi cu zi. Toți am învățat la psihiatrie că subconștientul este un ocean pe când conștientul e un lac. Conștientul este o insuliță în mijlocul oceanului. Exact același lucru este și cu uh, mintea noastră conștientă subconștientă. Și mai este supraconștientul, care acolo stau toate lucrurile, toate fenomenele naturale de care majoritatea oamenilor aspiră la ele, la acea dragoste necondiționată, intuiția, imaginația, avem și iertarea, să poți să ierți, indiferent de ce s-ar întâmpla, Stă acolo în supraconștient. Subconștientul este supervizorul corpului nostru care ne face să trăim și să acționăm, să ne comportăm. În, în societate, El este cel care ne, ne conduce pe noi. Cu cât mai mult ajungem să accesăm subconștientul, cu atât mai bine ne este în viața de zi cu zi. Dați-ne câteva exemple în care se apelează la hipnoză și ce rezultate se obțin. Rezultatele sunt pe măsură și depinde de fiecare persoană, pentru că fiecare persoană dintre noi suntem diferiți, răspundem diferit la fenomenul de hipnoză, dar rezultatele sunt miraculoase. De ce? Se folosește, poate să te lași de fumat, să slăbești, foarte important din punct de vedere medical pentru anumite malatii, pentru anumite boli pe care le avem la oamenii și rezultatele sunt foarte semnificative, care mulți nu înțeleg, dar de fapt afară se practic afară, în Occident, în Occident, în vestul Europei se practică oficial această meserie, în spitale, care au dat rezultate uluitoare. Deci hipnoza ne ar putea ajuta să scăpăm de vicii. Din toate punctele de vedere. Totul depinde cu, bineînțeles, cu voința persoanei respective care aplică la acest la acest stil de de, de tratament. Oricine poate fi hipnotizat? Normal, oricine poate fi hipnotizat. Dar depinde de cum sunt ei, cum judecă, cum gândesc, dacă sunt deschiși fenomenului, și în, ma în majoritatea cazurilor toată lumea poate fi hipnotizată. Sunt câteva excepții, cum ar fi surdomuții, cu toate și acolo, prin anumite tehnici speciale, se poate face. Sunt oamenii care nu intră automat în hipnoză, dar prin practică reușesc să atingă acel grad, acel Nivel de relaxare mentală, de a relaxa factorul critic al minții lor. Deci, da, cam sunt câteva procente, 5-6%, care sunt foarte greu sau deloc hipnotizabili. Și În ce, ce mi se totalul pare? de 100% global. Vorbim. Ce mi se pare foarte important e că poți fi hipnotizat doar dacă vrei. Deci nu automat. nu taie nimeni, nu-ți nu. trece propriile bariere. Nu. nu, nu. Fără voința persoanei care dorește să practice acest uh, stil de relaxare, uh, nu se poate face nimic. Și controlul rămâne? Totuși, controlul rămâne asupra persoanei respective, hmm. nici de cum hipnoterapeutului sau. Și nici nu dă dependență în niciun caz chiar dacă de o stare simți, plăcută automat, dă o stare plăcută devii conștient din ce în ce mai mult de, de, de tine de cum poți să reacționezi cum poți să te comporți cum sănătatea ta merge înspre bine din, din pe zi ce trece înainte de interviu spuneați că printre beneficiile hipnozei în afară de de a ne face să scăpăm de dependențe sunt chiar afecțiuni medicale care nu m-aș fi gândit că pot să aibă legătură cu hipnoza, ovarul polichistic, de exemplu. Da, da. După cât timp se văd rezultatele hipnozei? Așa cum am spus, depinde de fiecare cum răspunde la fenomenul de hipnoză. Și tot din ce îmi spuneați anterior, în afară că scapă de problemele pentru care vine la dumneavoastră, În, la finalul ședinței au și o stare de relaxare ca după un somn de 8 Fantastic, ore. Fantastică, da. Echivalentul la 20 deci de minute putea De Deci, ar putea regla gimnoză. și tulburările de somn. Corect. De fapt, a, 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 hipnoza se mai practică și pentru așa ceva, pentru a oferi un somn mai bun. Și pe lângă au fost exemple, și am avut exemple care zicea, domne, nu pot să dorm din cauza că am aceste afecțiuni medicale, și după ce am practic, am făcut câteva ședință cu dânsa, o doamnă la 70 ceva de ani, 76 de ani, având gută, datorită gutei, noaptea nu putea să doarmă, avea dureri uh, incredibile la încheieturi și la mâini și a început să... și mi-a zis, zice, măi, de când fac asta? Fenomenal, eu pot să dorm noaptea, nu mă mai trezesc noaptea să merg la să-mi fac nevoile care trebuie să le fac. De fapt, eu mă odihnesc cum nu m-am mai odihnit niciodată până acum. Cine poate să desfășoare o activitate de genul ăsta? Se fac școli, cursuri? Sunt cursuri specializate care se fac. Este Asociația Hipnotiștilor din România, am înțeles, la București. Dumneavoastră ați făcut în Statele Unite. Eu am făcut în Statele Unite, la Academia de Hipnoză a Americii. Este bine să-l practice numai persoanele care sunt în temă cu acest fenomen, cum ar fi psihoterapeuții. Uh, medicii poate să practice, asistentele medicale, deci cele care lucrează în domeniul medical psihologii, toți uh, cei care sunt, care se ocupă de bunăstarea și uh, binele omului Este o știință de sine Hipnoza este o știință veche din antichitate? Da, după cum spuneam hipnoza se practică de pe timpul Greciei și Egiptului Antic intrau în acele temple ale vindecării, spuneau anumite sugestii care dădeau în, în, creier imagine la minte, la creier, ca să se vindece. Deci hipnoza, de fapt, realizează posibilitatea de autovindecare. Automat. Au o concluzie. Oamenilor nu trebuie să le fie frică de hipnoză pentru că este o terapie autorizată, științifică, demonstrată prin aparatură, de corect, exemplu EG. Corect. Mulțumesc pentru interviu. Cu mare plăcere.